Bună seara, suntem Planeta Rădeanu, sunteți pe canalul Planeta Rădeanu. După cum vedeți în spate, avem, nu Kazahstanul, nu Orientul Mijlociu, dar suntem în Moscova. Suntem, doar că suntem aici, pe la VDNH, pe la expoziția asta a economiilor naționale, dar în fine, astăzi am venit aici cu... Îndată vă spun despre ce, sau mai exact, despre cine merge vorba. Avem niște oaspeți îndepărtați, oaspeți, parcă mă mănânc în limba să vă spun, dar într-un cuvânt avem niște oaspeți. Și acuși vedem despre ce oaspeți merge vorba aici și cine e la noi în vizită în Moscova. În Moscova, dragilor, rămâneți cu noi, puneți un like de abonat. Încă nu vă zic, vedeți, vă place, nu vă place, după aia o faceți, este gratis. Până una alta, vizionare plăcută! Пройти в ресторан можно, да? Ресторан работает, да? Все, пойдем, товарищ. Спасибо. Deci, după cum vă spuneam, am ajuns la destinația X, în pavilionul Republicii Moldova, mai exact în pavilionul RSSM. Acuș, după cum ați văzut și așa portret sau imprimată pe perete, pe cel puțin măcar din ce a mai rămas din fiind ce a mai rămas de ca amintire de la acest pavilion, fiindcă nimic nu mai este, anul trecut dacă mai era un drapel și ceva din alea acum a rămas doar pe perete aici așa o imprimantă așa. Despre ce vorbim eu? Despre oaspeți, de peste mări și țări. Oaspeții de peste mări și țări, că eu mă bâlbâi, poate am și emoții, dar că oaspeții nu-s de ăștia de la, găsesc de cole, la mii de kilometri, băi, frate. Hai că nu vă spun. Iată-i. Salutare! Bună seara! Bună seara! Servim un ceai pentru că afară este foarte, foarte frig, este cu minus și am intrat la căldură. Am intrat așa la un ceai de cătină cu miere, după rețeta mea. Este preferatul meu. Cum? De unde? Până unde? De ce? Și caută? Îl întrebăm chiar acum, îndată. Și caută? Și pierdută? Ce caută în Rusia? Păi după... Acum în ianuarie se fac 2 ani de zile de când noi călătorim non-stop pentru cei ce încă nu ne cunosc. Și Rusia pentru noi a fost dintotdeauna pe listă, doar că din cauza problemelor actuale nu s-a putut. Acum din august s-a dat drumul la viză, totul a fost posibil și iată-ne aici, în Rusia, de ce nu? Plus că eu dintotdeauna mi-am dorit să văd Rusia iarna, primul meu impact vizual cu Rusia, am ținut să fie iarna, pentru că așa mi-am imaginat eu Rusia. Și cum ai trecut vama? N-ai primit percheziții a mine în țări, poate. Poate cineva ți-a spus, vezi tu acolo cu filmatul. Da, toată lumea mi-a spus înainte să vin aici. Bine, normal nu știe nimeni momentan, în momentul în care filmăm, nu știe nimeni că am ajuns aici. Dar, așa dându-mă în vorbă, dintr-una în alta, toată lumea spunea că aici e periculos, că vezi, că ai grijă, că... Dar, din contră, contrariul, la controlul de securitate pe aeroportul din Moscova, nu exagerez, nu am stat mai mult de un minut. Pur și simplu s-a uitat pe pașaportul nostru, a verificat viza fugitiv, a pus ștampila și am intrat. Procesul de pregătire al documentelor, da, într-adevăr, a fost ceva mai anevoios asta din cauza restricțiilor, dar dacă îți bați puțin capul, nu sunt probleme. Am făcut și un clip, e pe canalul meu de YouTube, în care am explicat pas cu pas. Când ați dovedit voi? Imediat ne mișcăm, pentru că aici e frig și trebuie să te miști. Dinamica. Pui sângele în mișcare.
Adică noi ne-am pus direct din colo în colo cu salutul, cu tot ambuteiajul de aici și am uitat să vă prezint, să vă-l prezint pentru poate cine nu știe, dar cred că foarte mulți urmăritori de pe canalul nostru îl știu, dar pentru cine nu știe, este vorba despre Cosmin Avram și frumoasa lui Andreea, Sputnik, da, cum se spune, Sputnik, a satelitul de viață, a satelitul de viață, da. Un cuplu foarte frumos, foarte drăguț. Cum ne-ai găsit? Cum tu ai hotărât să... De unde ne știi tu pe noi? Îți dai seama, în momentul în care vrei să ajungi într-o destinație nouă, începi să-ți faci puțin research-ul, să te documentezi. Și am găsit, căutând, am găsit canalul vostru, Planeta Rădeanu. Am văzut că sunt foarte multe vloguri de aici, din Republica Moldova. Din Republica Moldova. Din Rusia. Că voi sunteți din Republica Moldova, vlogurile sunt din Rusia. Și când v-am descoperit, eu eram în Chișinău, în perioada aia. Asta nu de mult. Nu de mult. Și am zis, cred că cel mai bine ar fi să vă trimit un mesaj, să întreb cum e situația, adică dacă se poate sau nu să vii aici. Până să mai stai, să mai cauți pe internet, mai bine întrebi persoanele care sunt acolo. Și așa. Ia zi tu, mai frate. Primul mesaj că am trimis, n-am discutat foarte, foarte mult. Ai zis că se poate și acolo la vama. Rușii, când au văzut că ești român, ești din NATO. Și treaba, cum s-a uitat la tine? Trebuie să înțelegi că nu au fost nici cea mai mică problemă, adică nici măcar nu s-au uitat dubios la noi. Ceea ce absolut pentru noi era un pic așa, chiar așa. Oarecare teamă. Da, pentru că vii cu prejudecăți. Dar automat. Nu. Cum fără să vrei. Cum viza mărele? Viza am obținut-o în 4 zile, simplu. De filmat nu mai zic, până acum filmez peste tot. Băi, pe voi v-o plătit, v-o cumpărat cineva? Sau asta, trecem peste, aici o paranteză, am primit foarte mulți bani. Cineva vă plătește pe voi. Până acum, în clipurile mele, am criticat Rusia și m-au plătit americanii. Acum primesc bani și de aici, de la Rusia, de asta am venit. Și să primim bani din ambele părți, adică... Ia la tânși, cum lucrează-l pe două fronte. Și ați dovedit filmat, până când? Kremlin, Lenin. KGB, FSB, căciuli, ce avem acolo, șube, valută, și ați filmat? Am filmat de toate. Deci, da, este ireal, poate, pentru unii, dar am filmat poliția, am filmat armata. Am filmat Kremlinul, toată paza Piața de acolo. Roșii. Bine, acolo mă gândesc că e o zonă super turistică. Așa. Și bănuiesc că personalul militar de acolo este obișnuit cu turiștii. Da, bănuiesc, da, mă gândesc. Da. Că nu te bănuiești, așa și este, da. Nu, adică nu se uită dubios la tine dacă te duci acolo să filmezi, cu toate că marea majoritate oamenilor fac poze acolo, nimeni nu filmează cu un microfon și să vorbească singur la cameră. Dar am filmat și pe stradă, pe lângă hotelul nostru, multă poliție pe stradă. Las că v-ați văzut doar căpșuna. Poate că am avut noroc, adică poate... Bă, ați văzut doar căpșuna, liptorci. Și abia am venit, țineți cont de asta, abia am venit. Avem 30 de zile aici, o să facem o concluzie. Să o lună stați aici. O lună. O lună. Concluzia așa. O să fie la final. Așa. O să vedem până dacă într-adevăr este așa sau pur și simplu am avut noi noroc zilele astea. Înseamnă că lăsăm loc și pentru suspans. Da. Și să înțeleg că căpșuna, bine, v-a plăcut căpșuna de pe tort cu Kremlinul. Cumva da, poate... Da, prima impresie, o să arătăm și ca de obicei, noi arătăm și partea pozitivă și partea mai puțin plăcută a lucrurilor, fără perdea. Așa. Și las că cumva vă organizez eu și un tur și prin periferie, da, să vedeți și... Da, ar fi interesant, da, să vedem... Vitalul, și răsuflă exact, moscovitul. Tipul cu de conținut pe care noi îl... Și respiră, da, și respiră moscovitul de rând. Care-i vitalul? Transport, blocuri, comunism, viața reală, sărăcie, da, bogății. Las că facem, organizăm noi și o vizită la mine pe acolo, pe neapărat. Cartier. Vedem noi și treaba și pe acolo. Bun, după atâta lirică, da, cum ați ajuns, cum am venit. Da, să faci măleacă de date biografice, da. Oamenii se uită la mine, de-a mamă acolo și o armată de oameni și... Cosmin Avram, cine Cosmin Avram, cine mai israista și-o făcut de-a cui și mărimile încălțăminte poartă. De mult sunteți împreună, sunteți căsătoriți, poate.
Suntem oficial căsătoriți de câteva luni, nu de foarte mult timp, împreună avem ceva timp. O las pe ea să zică, ca să nu greșesc eu data, știi? Chiar te rog, eu insist. Că după aia, dacă eu greșesc data, e mai complicat. Așa, spune tu data, adică suntem aproape 7 ani. Aproape 7 ani suntem împreună. Unde v-ați cunoscut? În România. În România. Să înțeleg, de unde sunteți de origine? Din România? Din Vrancea. Din Vrancea, sunteți din Focșani. Ea e din Focșani, eu sunt din Spulber, o zonă de munte, la undeva la 70 de kilometri departare. De... Miorița scântă despre, spune acolo, și cel moldovean și cu cel vrâncean, având în vedere despre vrâncenii și de acolo? Sau idei n-am? Da, din zona de acolo. Da. Cosmin, suntem de câte zile în Moscova deja? Avem 5 zile. 5 zile. Astăzi se fac 5 zile de când am ajuns. 5 zile. Stereotipuri despre ruși, Rusia, sunt o grămadă și mai bine de o grămadă de stereotipuri. Asta, da, cum că știm noi stereotipurile, că se duc la muncă cu tancul și vin înapoi că l-are pe urs. Da? Și, că, și adăugător mai are și două sticle de vodka în asta și cu Kalashnikov în spate. Ați întâlnit, poate, că, cu ce stereotipuri? Ați întâlnit, hai să spunem așa. Dacă stai să mă gândesc până acum, nimic. În prima fază, oamenii par reci, îi vezi pe stradă, dar dacă le ceri ajutorul, dacă încerci să discuți cu ei, te ajută fără niciun fel de problemă, da. În prima zi am avut probleme pentru că nu aveam internet, nu am vrut să cumpărăm din aeroport, pentru că eu de obicei cumpăr din oraș, e mult mai ieftin. Și am avut unele probleme în a găsi hotelul. Am decis să întrebăm persoane în stânga, în dreapta, nimeni, absolut nimeni nu vorbea limba engleză. Evident. Dar toți au fost dispuși să ne ajute și ne-au ajutat. Uh-huh. Chiar dacă nu vorbeau. Un lucru surprinzător pentru mine. Pentru că, nu te-ai așteptat. Nu. Da, pentru că vii cu, îți face o anumită imagine greșită și e greșit să judeci un popor după acțiunile unor persoane. Asta din punctul meu de vedere. Da. Acum, na, fiecare vede ce vrea. Fiecare, da, rămâne la punctul de vedere, da. Da. Repet, nu vreau să ridic Rusia în slăvi, nu vreau să intru în politică, strict vorbesc strict din experiența personală, da. Strict din ce ai văzut tu până când deocamdată, da, inima Moscovei. Abia așa, ajuns, mai departe avem timp, o să căutăm și defectele, pentru că îmi place să le caut. Păi ele nu pot încerc nu fi. Să le scot în evidență, o să le prezentăm acolo unde sunt, acolo unde se poate, ca peste tot. Dar până acum nu. Sunt rușii bețivi? Asta nu am să știu. Nu am văzut oameni pe stradă care să meargă, da, clătinind, cum a fost primul impact în Corea. Primul impact în Corea, cam așa a fost. Oamenii mergeau clătinându-se pe stradă. Atât femei cât și bărbați. Da, le place și acolo. Sunt mari consumatori de alcool. Foarte mari. Acum, poate că și legile sunt diferite aici. Poate că nu ai voie să bei pe stradă aici. Poate că nu ai voie să... Nu știu, momentan încă... Suntem la început. 30 de zile ai când să înveți și rușii, voi ați nimerit exact într-o perioadă când se bea la maxim. Da. Se bea la maxim, băi, băieți aici. Fix cum am ieșit din gura metroului, ne-a izbit frigul, zăpada, am prins, cred că primele 2-3 zile, minus 10, minus 5. Infernale. Pentru noi, pentru că veneam de la căldură, noi obișnuiți cu căldura în ultimii 2 ani, cu excepția Japoniei, am călătorit doar în zone calde, în țări calde. În Japonia a fost ceva mai frig, dar nu se compară cu ce e aici. A avut grijă Vania, Ivan, adică ciclonul Ivan, să vă întâmpine cum... Păi da, ciclonul, că asta a fost, nici nu pot să spun anomalie, dar a fost o excepție. Așa ceva a mai fost 40-50 de ani în urmă, din 1980, gen. E prima oară când pățin 80 de genul ăsta. A mai fost așa troine, așa zic. Am prins cum nu se putea mai bine. Acum, mă rog, să mai vine anticiclonul, se topește, mai câte un...
puțin minus. Unde era? În Japonia, nu? Când Corea. Sau unde era? În Corea am prins cea mai puternică ploaie din ultimii 80 de ani. Da. Bă, mergeți pe record, să fii într-un ceas bun. S-au mai întâmplat, dar nu vin acum în minte, s-au mai întâmplat. Da, aia mi-a rămas. Fenomene de... Să fii într-un ceas bun, mai băieți și fii da, mari. Dacă ne poartă noroc, să fie. Doamne ajută. Doamne ajută la toată lumea. Doamne ajută... și celor de acolo care tocmai au pus like, sunt convins, sunt convins. Dați like la un clip, la toate clipurile de fapt, dați like pentru că ajută foarte mult. Ajută foarte mult că deja de a distribui nu mai îndrăznesc să zic, nu mai îndrăznesc să zic, mă limitez doar la un like și la un comentariu. Sunt convins că vor fi plus că e gratis. Acum, dacă nu vă place conținutul la sfârșitul clipului, puteți să-l luați înapoi. Numai decât. Peșură-mă. Dar la sfârșit. Că poate până la sfârșit uitați să-l mai luați înapoi. Și mai urmăriți-vă două reclame. Nu știu cât e de corect să te întreb pe tine. Hai să o întreb pe Andreea. Cum ți-ți par rusoași? Ca personal pun pe Cosmina în situații dificile, ca zic la scăvitul acasă și... Sincer, mă așteptam să arate toate ca din reviste. Modele, toate blonde, toate frumoase. Toate picioarele mai din sunt, gât. Sunt și femei frumoase, dar nu sunt majoritatea, cum credeam eu. Așa cred, iarăși un stereotip. Da, exact, un alt stereotip. Exact, un alt stereotip. Și când le văzut că sunt toate rumene cu niște... țuți pe masă și niște fălși, așa? Sunt în toate formele și mărimile, cum da. E și normal. Ce-i drept aici, am văzut cele mai multe femei înalte. Și înalte, da. Da. Dar și rușii sunt înalți. Și ei, da. Și rușii sunt înalți. Și rușii sunt înalți, da. Pentru că mama lor era înaltă. Păi, automat. Au și ei jandarmi? Jandarmii n-au, la ei se numește... Militar ceva, nu militar. La ei sunt două structuri de forță care, pentru menținerea ordinii publice, este poliția și este Rosgvardia. Rosgvardia, asta un fel de carabinieri, de amoloveni, de amoloveni. Numai că nu-i chiar carabinieri, dar hai să le spunem carabinieri. Rosgvardia, două structuri de patrulare și menținerea ordinii publice. Cam așa. Au ei, desigur... mai multe structuri de menținere a ordinii publice, dar... Ce voiam să spun, marea majoritate a lor, cei pe care îi văd pe stradă, sunt masivi, sunt mari, adică te gândești de două ori dacă să le răspunzi cum se practică. Și când îi mai vezi cu mutra și aia de cărămidă. Da, și cu... Adică îi impun un oarecum... Respect. Oarecare, da, respect, autoritate. Mai automat bine, pune la loc. Pune la loc, faci și se dau. Stai liniștit fără să-ți zic, adică, ok. Te pun cu privire, te pune la loc. Da. Cu toate că, repet, nu am avut probleme, i-am filmat, am trecut camera pe lângă ei, m-au văzut că filmez, că nu sunt un simplu turist care face poze și... Te-au văzut că ești șmecher, emblem cu șmecheria, cu vlogheria. Da. Nici eu nu am întins coarda până acum. Nici nu vreau să o întind aici pentru că v-am spus, când îi vezi, mai bine stai în banca ta. Acum nu știu dacă, ei sunt masivi pentru că sunt bine făcuți sau hainele frig afară și au multe... Stai fără grijă că smășcață, îi hrănește. Se hrănește bine. Bine, da. Adică... Când te duci cu o foaie albă pe Piața Roșie? A, nu. Nu-i genul meu de... Cu toate că nu sunt de acord cu războiul, să fie clar, nu sunt de acord cu această operațiune specială. Eu v-am zis, vorbesc fără perdea, dar nu e genul meu de conținut, nu e genul meu de acțiune. Adică nu sunt eu în măsură să critic sau să judec anumite lucruri. Sunt persoane... suficiente care... Hai mie și un fi serioși, cum eu le răspund unora, hai și un fi serioși că mulți mă întreabă ce părere ai tu despre războiul care se petrece acolo? Păi și părerea mea, dacă o să ți-o spun, o să ți stea poate mai bine, sau poate cumva scurtez operațiunea cu 3 zile măcar. Asta este egal cu bla bla bla. Războiul bine nu face, bine nu aduce. Am fost 3 săptămâni în vara trecută în Ucraina, am fost în 4 sau 5 orașe mari, am făcut clipuri, am văzut care e situația. Este greu,
pentru foarte multe persoane este greu, dar da, e un subiect delicat. Este foarte delicat, și care mai degrabă și care ne depășește. Și nu doar, ne depășește. Nu doar ce se întâmplă în Ucraina, pentru că mai sunt în lume, sunt multe astfel conflicte. De războaie, astfel de conflicte, dar nu suntem noi în măsură să le punem la dezbatere. Ce pot eu să fac, maximul pe care pot să-l fac, este să merg în acea zonă și să prezint realitatea de la fața locului. Mai mult de atât... Imagini, da, imagini și deja imaginile, dacă sunteți capabili și sunteți înțelepți a descifra imaginile, fiindcă imaginile, cum am mai spus de multe ori, spun eu, imaginile sunt cât 1000 de cuvinte. Exact, imaginile vorbesc de la sine. Fiecare trage concluzie. Și tragi concluzie și nu trebuie acolo mult a fi dictor, nici nu trebuie să fie acolo să comentez. Care băie deștept, înțelege și să uite și concluzionează și... Voi de câți ani faceți? De 2 ani faceți, da. YouTube, acum pe, da? 20 ianuarie facem 2 ani. 2 ani. A început, băi, 2 ani. Cu peripeții, pentru că... Păi bine, 2 ani de zile, ăsta e un timp foarte relativ, nu scurt. Mare, scurt, da? Așa, aveți, da, peste 100 și ceva de abonați. Da. Care 100, este receta, da, 100, mă, frate? 130.000. Hai, spune-mă receta aici. Dacă ai ști câte mesaje primesc de acest gen, nu e o rețetă, trebuie să fii tu, să fii... Consecvent. Să urmezi o cale nebătătorită, da, nu știu dacă se poate. Nu știu dacă are sau nu, atât de, nu e atât de important. Trebuie să ai și un dram de noroc. Eu cred că am fost norocos. Eu așa, asta e noroc. Asta crezi că este cheița succesului, da? Totuși norocul, da? Da, cred că am avut noroc. Așa, noroc. Da, eu mă îndoiesc când m-am noroc. Poate ai avut curaj, poate? Pati curaj? Și curajul. Pati cu siguranță curaj. A jucat un rol, da, curajul, important. Că... Îmi place ceea ce fac, îmi place foarte mult. Știi că tu ai spart de gheață aici, place să, Cluj, știi? Îmi place să merg în zone mai la limită, îmi place să merg prin cartiere... Rău famate, mai sărace, dar nu îmi place să merg acolo pentru a scoate neapărat în evidență sărăcia sau să... Mizerie. Zicem... Că dacă mergi acolo denigrezi anumite persoane sau denigrezi persoanele care locuiesc acolo. Nu, îmi place să merg pentru că vreau să văd cum trăiesc oamenii acolo. Vreau să văd modul lor de viață, modul lor de a gândi, pentru că până la urmă lumea sunt oameni. Câteodată nu ți-e frică că e să-ți găsești pilicica pe gard? Nu, pentru că îmi place să cred că reușesc să citesc oamenii de la distanță și dacă văd anumite lucruri care mie spar suspectii. Da. Mai faci, da, pe, mai faci și după un bun obicei spate, aracul. Nu, da? Nu întind coarda până la limită. Până se rupe struna. Nu, până se rupe, că dacă ai întins-o până se rupe, e greu. Cam balada, e greu. Încerc să mă opresc acolo unde zic eu, că de aici începe limita. Da, da, și nu chestie. Spun mereu, nu faceți ca mine. Nu mergeți prin locurile prin care ajung eu. Cu toate că în momentul în care ajung prin acele locuri, mie nu mi se par periculoase. Oamenii sunt, întotdeauna, oamenii simpli sunt cei mai deschiși, cei mai primitori. Cel puțin asta e experiența mea. Cu haterii, cum te-ai dat cu dânsă? Ți-ai făcut un antidot, poate ți-ai făcut o vaccină, nu? Cu vaccină. Cred că mai bine întreb pe Andreea, pentru că eu cu haterii sunt obișnuit. La mine e istorie lungă, pentru că până să mă apuc de vlogging, eu am mai lucrat oarecum în domeniu, doar că eram în spatele camerei. Da, era vizibil. Da. Cum te-ai stu la tot hate? Eu la tot... încerc să nu mai citesc comentariile și deja și nu mă mai afectează. Asta e tot, cred că asta e... Asta e tot, da, tableta ta. La început citeam comentariile, da, mă enervam. Acum nu le mai citesc deloc și prefer să... Preferi să faci așa? Sunt mic, sunt, nu știu, conștientă nimic. Că sunt și comentarii pozitive, atât cât și negative, așa că... Pentru asta nu-i place să fie în fața camerei. În vizor, da, așa. Plus că și am și un oarecare trac. Încerc să o conving să apară cât mai mult, să o, da, implic în bloc. Da, e muncă de lămurire. Dar nu vrea. Nu, din am contra, un oarecare blocaj. Face contrariu, apare din ce în ce mai puțin. Cum vi s-a părut Moldova? Am văzut că ați fost și în Moldova. Fantastică. Dar 3 săptămâni sau ceva. O lună am stat. O lună? Da. O lună. Cum vi s-a părut Moldovei? Foarte tare, foarte de treabă, foarte
da, cu care am interacționat, cu care am interacționat. E, acolo e... pot să spun că sunt ceva mai reci. Plus bariera lingvistică. Pe lângă asta se uită suspect, se uitau, așa? Da, dubios. Unii eram sau nu, no, da, în Găgăuzia. Și era un domn care țipa la mine să nu filmez pe, da, stradă, mergeam pe trotuar și ieșise din curte, că mi-au tradus oamenii în comentarii că am nevoie de autorizație să filmez pe stradă. Altfel sună, dar, la poliție. Da, dar nu, punându-i nu peste pe, tot. Punându-i pe un cântar moldovenii românii la capitolul, odată ce suntem la filmări, care-i mai salbatic? E greu de spus. Ambii, poate. Eu zic, nu, că românii. Nu. Sincer și realist, mai multe probleme am avut în România. Da. În Moldova, strict din experiența, în Moldova, cu experiența Găgăuzia, dacă poți să spun așa, dar nu am avut probleme acolo, doar un domn care a strigat după noi. Nu am avut probleme, am filmat peste tot. Ia spune tu, Nichi, sunteți români, așa? Vă înțelegeți cu mine? Mă înțelegeți și vorbesc? Bineînțeles. Da. Fără probleme. Normal. Un traducător. Nu vorbim aceeași limbă, dar... Suntem aici. A, știu unde bat. Și Andrei are problema asta. Problemă. Nu înțeleg de ce oamenii care vor să se ia de ea, se ia de accentul ei. Nu de o chestie să spunem că poate faci o gafă în clip sau faci ceva. Nu. Accentul tău. Cineva are ceva cu accentul tău. Nu înțeleg, încă nu reușesc să înțeleg de ce, dar... Păi, poate românii nu știu pe creangă. Poate nu știu pe ilinescu. Nu știu doar poate din cărți, dar nu știu și... Sau poate e ideină. Parcă nu vorbim cu rusism. Până când am, poate cineva mă... Poate am vorbit, sărit un rusism și poate de asta nu... Au fost și comentarii de genul ca și cum moldovenească noastră, accentul ăsta e seamănă. Graiu. E un fel de rusă, că na, asta e. Asta e mentalitatea unora. E cale lungă, știu. Dar am văzut și comentarii de genul ăsta. Da, mi se pare o tâmpenie, dar asta e de când lumea. Și în România, dacă mergi în Iași, te duci și te muți în București. Da, ai probleme să... cu... Da, depinde de context, depinde că ești provincial, de cercul în care te învârți, o să ai ceva probleme până te obișnuiești. Și cu, dar genul lucrurile... cu discriminatoriul. Da, lucrurile astea se schimbă. Au rămas sau mai rămas pe aici, pe acolo, în rândul oamenilor mai în vârstă. Tinerii nu... Nu prea dau atenție. Din câte am observat eu, da, nu... Nu o să vină un tânăr la tine să-ți spună că nu ai voie să filmezi pe stradă. Asta așa. Mi-ați dat sfat să mă mut în România. M-ați sfătuit cumva? Asta e întrebare grea. M-ați cumva... Mi-ați zis, băi, merge în România, că se merită. Hai chiar te pun într-o situație foarte dificilă. E greu de zis. Acum depinde de fiecare, depinde de ce vrea fiecare de la viață. Adică eu am locuit 15, mai cred că mai bine deja, de 15 ani de zile în Italia. Când am revenit acasă, am revenit cu ideea de definitiv, am întors în România, Italia am terminat, asta s-a întâmplat până să începem nebunia cu... Locăreala. Da. Era în plan, dar am zis că vedem. Începem acum, începem mai mâine, nu știu, vedem. Și a fost greu să mă readaptez, da. Dar eu zic că România merită. E pe drumul cel bun. Haideți să apar și eu puțin în cadru, pentru că spuneți că m-a dat lumea așa într-o parte. Vreau să o întreb pe Andreea. Andreea, cum ți-au părut moldovencele atunci când ai fost în Chișinău? Foarte frumoase. Frumoase? Da. Foarte frumoase și foarte elegante. Mm-hmm. Da. Nu l-am întrebat pe Cosmin, no, pentru confirm, că da, să vă fac nu mă contrazic. Călăgie. Așa e, da. Și în Ucraina, la fel, da. Chiar dacă ea nu a fost, acolo pot să zic eu, dacă eu nu sunt un mare consumator de vin, vinul excelent. Ne-am întrebat și de vin și de mâncare. Da, mâncarea și vinul. Și totuși este scump? Mi s-a părut un pic scump. Chiar da. Sincer, nu mi-am așteptat să fie atât. Adică, plus minus, prețurile sunt undeva cam ca în România. În condițiile în care, în mod oficial, salariile sunt mai mici ca în România. Acum, din câte am înțeles, multe persoane ar primi un al doilea salariu la negru. Nu asta am cum să știu dacă este așa sau nu, dar în mod oficial, salariile sunt mai mici, prețurile
ceva mai mari sau la egalitate cu cele din România. Aici în Moscova ați fost în market, ați văzut și prețurile, ați făcut cumva o comparație România, Moldova, Rusia? Încă nu am avut timp, dar supermarketurile de cartier. Da. Capitala e un oraș scump. Moscova. O, da. Așa la prima vedere, cât am reușit noi să vedem, e scump. Centru. Acolo unde v-ați cazat. Este scump. E scump. Știu că călătoriți mult și încă nu aveți așa un, să spunem, un gând unde ați vrea să vă faceți viitorul, da? Dar totuși. Eu oscilez între trei țări. Trei deja. Da. Nu, pentru mine România este pe primul loc pentru că România e acasă. Acolo sufletul la... Pe locul 2 este Italia, a doua acasă. Am trăit 15 ani acolo. Rusia. Și am trăit ceva mai mult în România, deci sunt cam jumătate. Uh-huh. Thailanda, da. Thailanda e o destinație de vacanță, unde să mergi să te relaxezi. Uh-huh. Nu știu dacă mă văd trăind acolo. Adică trebuie să fim realiști. E frumos până la un punct. Da, dar totuși problemele sociale tot în Europa, oricum. Cumva pot, da. Nu. Da, cel mai bun continent, fără doar și poate pentru mine, e Europa. Din toate punctele de vedere. Da, încă nu am ajuns în America, dar până acum Europa rămâne Europa. Nu aș vrea să trăiesc în Japonia, chiar dacă toată lumea visează la Japonia și Japonia e wow și futuristă. Că e țara perfectă, nici pe țara perfectă. Nu există țara perfectă, dar nu prea mulți roboți în acea țară, între ghilimele. Toată lumea pare robotizată. Poate greșesc, așa am perceput eu lucrurile. Eu aici vreau să dau legătura domnului Ilie și o să vă rog să dați o fugă și la Cosmin Avram pe canal, să dați un like și lor. Dacă vă place. Da, vă place. Pentru că este cel mai important este să dați un like acestui clip și să vă abonați la canalul lor de YouTube, pentru că merită și trebuie să mai crească puțin. Sunt la început și trebuie un imbolt acolo. Maximus. Te sta de omul strângă, da? Domnul Ilie, că și de oficial ai băieți azi, te la oficial, domnul Ilie, nerele nu cresc în pălărie. Da, mă alătur celor spuse mai sus, doamna Olesia, dacă mă rog folosim așa limbaj oficial. Mă alătur, da, într-adevăr, știți de ce oamenii ăștia care i-am întâlnit? Eu nu știam. E Cosmin Avram, bun, am înțeles, și mai departe. Bun, e Cosmin Avram, am primit mesajul, am fost la recepție, dacă am timp, eu cu toată lumea intru la contact, dacă am timp, dacă o dăm și în special, am cumpărat timp. Și, băi, am făcut cunoștință, dar să nu credeți că, hop, am făcut-o amuia noi spontan, un întâmplător, am dat peste Cosmin Avram aici sub brad, l-am găsit. Ne-am înțeles, am stat la vorbă până la interviu de azi și am meditat o noapte, da, și cu dâns și de acuis. Și am ieșit eu la numitorul comun că aveam foarte mult în comun. Îs fix ca și noi. Simpli ca leu și al românesc de Ceaușescu, încă de atunci, de aluminiu, știi? Simpli, oameni simpli și mie tare îmi plac oamenii simpli. Oameni simpli, fără fițe, cum, îmi plac și fițoșii, eu v-am spus, mie îmi plac și heterii, mie îmi plac și comuniștii, și liberaliștii, și sataniștii, și nu știu, și toți oamenii mie îmi plac. Dacă cu dâns, da, într-adevăr, am găsit o limbă comună, mai aparte, mai în special, și de asta eu sunt convins 100% că toată întâlnirea noastră nu o să fie cu punct, dar va fi cu multe puncte, fiindcă se mai coc, mai plămădim idei, mai vedem și treaba. Cred că n-a să fie ultima lui vizită în Rusia aici. Cu siguranță. Cred că băietul... Cu siguranță vom reveni, ne vom întâlni. Geamantanu, Cemodanu. Și ați mai vii el pe aici și poate mai facem noi vloguri împreună, până una alta. Și comentarii tot. La el pe canal acolo.
Lasă-i și mai mari, că e de-a nostru. E de-a nostru. Intrăm acolo și pe la dânsul. Hai băieți frumos și harnici, fieți frumoase și gospodine. Cred că am spune mâinile mai prea tare cu tare cu podcastul. Am vorbit foarte mult. Cei poate de multe le-am întrebat. Eu de obicei nu vorbesc atât de mult, sunt mai, mai retras, vorbesc foarte puțin, dar în fața camerei... Străine, da, ideea să mă folosesc, e străină, deși nu le cheltuim cadrele, le cheltuim, da. Bun, eu cred că s-a vorbit destul. Eu cred că de adăugat n-are bune, rost. Rele. N-are rost mai adăugăm, că cred că și al mai așa care m-a durut pe mine, m-a interesat pe mine, poate pe mulți, toți au interesat din poate mulți, știu foarte mulți, poate știu și chiar erau curioși. El vedem, dar nici nu știm date biografii și cu tânsul de acui și poate la mulți le-am dat răspuns la multe întrebări, poate acumulate din, în timp, da? Și cred că o să poate pus un punct. Tu fă și ziți. S-a terminat și ceaiul. Da, cheesecake-ul l-am mâncat, ceaiul l-am băut. Gata, ieșim așa afară. Din păcate punem punct, afară e frig. Ne ducem, că în metrou se încălzește. Cum între metrou se încălzește. Bine, sărășia, am vrut zic sărășia, vorba lungă, sărășia omului. Așa e, fiecare la casa lui. Da. Punem punct, dar încheiem, dar nu înainte de a, mă rog, te-a va abona. Dacă v-a plăcut, desigur, dacă v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, mă rog, faci ca așa. Știi, cu deasă ăla nu poți să iei omul. Numai dacă vrei să dai. Și comentarii. Lăsați comentarii și spuneți-le părerile voastre, pentru că să știți că ținem cont de ele. Da. Chiar dacă de multe ori nu răspundem, nu avem timpul suficient pentru a răspunde, noi le citim și ținem cont chiar și de critici, dacă sunt constructive, cu atât mai bine. Încercăm să evităm hate-ul gratuit și atacul la persoană, pentru că nu cred că da. Merită să-l luăm în seamă. În rest, ținem cont de fiecare. O seară plăcută sau o zi cât mai bună, cum v-a prins timpul, vă zicem la revedere și vă mai așteptăm. Vă mai așteptăm și la noi, și la ei, și cu dacă like-ul, și cu like-ul, și cu abonarea, și cu de toate. Pa, pa! Mai bine!